Salutare prieteni, mă numesc Alex, iar acesta este tutorialul cu numărul 3 de pe acest channel. În acest tutorial vă voi învăța cum să vă puneți skin pe single player și pe multiplayer. Sunt două variante. Prima ar fi să copiați skin-ul și să-l puneți peste Minecraft-ul vostru, doar că nu-l vor vedea cei din multiplayer. Îl veți vedea doar voi și va fi doar pentru voi. A doua variantă ar fi să cumva furați și să vadă toți. Bun, vă voi arăta ambele variante. Bun, pentru asta avem nevoie de un browser. Vom intra pe Google și aici vom scrie Minecraft skin Dex, parcă așa era. Ok, da, voi avea toate linkurile în descriere. Bun, și veți intra pe acest site și se spune că vă place acest skin Firefox. Veți da click pe el, pur și simplu. Să facem mai mic asta. Ok, și veți merge. Haide, încarcă-te. Mă scuzați că merge atât de greu. Nu e vina mea. Nu e vina mea că am calculator vechi. Haide. Da, haide mă, azi, vai să... Stau și pe Skype. Ok. No, hai că merge. Astăzi pot să mergi. Zi mă, vrei să mergi sau... Bun, și aici în dreapta veți avea download to computer, veți apăsa, se va downloada skin-ul, îl veți pune pe desktop și apoi, stați să șterg ăsta, nu-l băgați în seamă. Ok, și dacă l-aveți pe desktop, veți da click dreapta pe el, rename și veți scrie khr.png, legat tot. Ok, și apoi veți intra în start, run, în run veți scrie procent, app data procent, adică la sută, cum vreți să spuneți, apăsați ok, veți intra în folderul numit Minecraft, apoi veți intra în bin și aveți aici câteva fișiere, pe voi vă interesează Minecraft.jar, apăsați click dreapta pe el, open with, unirar, archiver. Îl puteți deschide și cu 7-zip, dar cred că majoritatea aveți WinRAR și ce folosesc WinRAR, cred că e mai bun. Ok, dar nu cred că este la fel de rapid, nu știu. Nu ne-am folosit chiar mult pe amândouă, adică WinRAR îl folosesc mai tot timpul. Bun, și aici vom căuta folderul numit MOB și apoi apăsăm C până vom găsi folderul ăsta, folderul, doamne, scuzați, imaginea khr. Ok, acum nu trebuie decât să luăm skin-ul nostru. L-avem aici. Oh, băi. Așa, cu vulpea acolo. Ok. Și îl vom trage peste skin-ul nostru. Apăsăm ok. Ok, asta este varianta pentru single player, adică să-l vedeți doar voi. Nu mai am nevoie de asta, îl șterg. Ok, păi, cum să faceți să aveți skin pe multiplayer? Asta e ceva mai simplu, veți intra pe Google și aici veți scrie Minecraft skin search. Iar spun, veți avea toate linkurile în descriere, așa că nu trebuie să le căutați ca disperații, dacă nu le găsiți, normal. Și aici faza e să vă copiați numele și veți avea skin-ul dorit și îl vor vedea toți. Păi, să zicem că ne place skin-ul ăsta, asta de aici. Nu? Sau ăsta? Cu slime-ul în costum.
vom intra în, vom apăsa un click pe skin pur și simplu și apoi nu avem de făcut nimic decât să copiem numele de aici. Adrien 123 și să-l punem ca nickname pe Minecraft. Intrați pe un server, faceți cont și veți avea skinul dorit. Eu am fost Alex, nu uitați să dați like, subscribe, comment. Dacă aveți o nenumurire, nu uitați să mă contactați sau să ne contactați pentru că suntem o echipă. Vreau să spun că voi face o serie cu UCL 2007 și cu FIFA 2007 și cu mai multe jocuri, eu singur, nu doar cu echipa. Așa că v-am spus...